Salut, camarazi! Vreau să vă fac un clip despre indivizi care știți și voi de zeci de ani de zile. Oameni, dar nici nu pot să le zic oameni. Lichele și canalii care trăiesc în România, care n-au nimica pentru țara asta, nici nimica pentru poporul ăsta, care profită de faptul că sunt lăsați să trăiască pe teritoriu românesc și au pașaport românesc, deși ei sunt indieni, indivizi ăștia bav în flori din Olanda, de la prietenii noștri olandezi, bavă ții numai pe bătăi și tâlhării și umplă pușcările și inconștient hrănesc sistemul corupt și criminal, ori lucrează cu virgulă, comisarii șefi sau cu inspector sau cu primar sau ce vreți voi, și chester din poliția, de ministerul, de interne și așa mai departe, pentru că la noi nu e mare diferență între interlopi, criminal și organele statului. Toți sunt în cârdășie unii cu alții, toți sunt o apă și un pământ, așa s-au făcut averi imense în România de către indivizi care în viața lor n-au semnat un pontaj la o fabrică sau la o firmă, în viața lor n-au muncit o oră, dar care au zeci și sute de milioane de dolari pe bancă sau ascunși. Deci o să vă vorbesc de Florin Duduianu, care a fost arestat în Statele Unite, face parte din celebra familie de strig renume Duduianu, fugit de 3 ani, dat în urmărire generală și internațională de 3 ani pentru a fost condamnat pentru tâlhărie și șantaj. Acuzat într-un dosar unde victimele erau cântăreți de manele, știi, care s-au plâns că ăștia îi băteau, le luau banii sau îi puneau să cânte gratis pe la anunț și adunau ei banii. Are 38 de ani, deci probabil că are și păr alb. Deci, întreaba aia cu maneliștii i-a constrâns să renunțe la sume mari de bani. Și cum v-am zis, i-a constrâns, adică i-a pus să cânte gratuit și au adunat ei mălaiul. A fost arestat împreună cu 47 de alți români în Statele Unite. Avea o rețea de furat sute de mii de dolari de pe carduri sociale. Deci arestat în comitatul Orange. Deci, practic, ei furau bani de la gura amărăților, știți că alea de unde furau ei conturile, alea erau conturi sociale, cum ar fi la noi, cei care sunt ajutați cu minimul pe economie de primărie, de la social, așa și ei, deci ei furau de la gura amărăților. Vă dați seama ce jalnică creatură e Florin Duduianu ăsta și familia lui, dacă fură de la gura amărăților, de la gura copiilor care mor de foame, vă dați seama, ăștia nici nu sunt oameni, ăștia sunt bestii cu înfățișare umană, dar sunt bestii. Așa, ăștia nu sunt, n-au nimica cu România, eu zic că ar trebui expulzați în țara lor, în India, că ăștia nu fac absolut nimica, cu mici excepții, că ăia care mătură străzile sau nu știu ce, că ea fac de foame, ăștia n-au nimica pentru România, nu aduc nicio plus valoare pentru România, ne fac și de râs în toată lumea, nu se ocupă decât cu astea, lor nu le plac munca, nu le place munca, lor le plac păcănelele, petrecerile, cazinourile, să spargă bani acolo, le plac barbutul,
Așa, de tot ce e ușor și frumos le place și lor. În special mâncarea bună, distracții, petreceri, bani mulți pentru barbut, bani mulți pentru cazinouri și păcănele. Dar v-am explicat de mai multe ori, bronzații ăștia mențin sistemul judiciar românesc în viață. Deci, din cauza lor, noi românii care suntem în țara noastră trebuie să-i hrănim pe ăștia la pușcărie, să hrănim și polițiștii, și jandarmii, și procurorii, și judecătorii, și o întreagă armată, ANP-ul, Ministerul Justiției, tot ce vreți voi, îi hrănim noi din cauza la ăștia. Deci ei făceau în Statele Unite operațiuni de skimming, au furat peste 110 milioane de dolari, deci o sumă destul de mare. Cardurile alea de unde furau ei era carduri sociale pentru familii cu venituri mici, deci amărâți. Deci, cum v-am zis, ăștia furau de la gura amărâților. Vă dați seama ce jalnice, ce creaturi bestiale și jalnice sunt. Au instalat dispozitive de skimming la magazine, au furat datele de pe carduri folosite pentru cumpărarea de alimente pentru copii. Deci, cum v-am zis, ăștia furau de la gura copiilor. Vă dați seama ce. Ăștia nici nu sunt ființe umane. În alte epoci ar fi fost ghilotinați sau împușcați. Așa. Pentru mine e jalnic ce fac ăștia. Înțelegeți că nu fură de foame. Ăștia au probabil 30-40 de milioane ascuns sau băgat în vile, în terenuri. Nu fură de foame. Fură din calicie, înțelegeți? Deci pentru mine e jalnic așa ceva, nici nu pot să le zic cu oameni, ăștia sunt bestii, știi? Așa, cu banii furați au cumpărat lapte, praf și băuturii pe care le-au revândut în Mexic și după aia banii câștigați de acolo i-au trimis în țară, deși mi se pare puțin bizară informația asta, că deși aveau bani în mână, i-au mai băgat odată, dar bine, probabil că să câștigă mai mult băgând în lapte, praf și băutări și trimițându-le în Mexic. Ei vizau californieni vulnerabili care încercau să-și asigure nevoile de bază pentru ei și familiile lor. V-am zis, e ceva de o josnicie ce nu se poate descrie. Unii dintre ei, că hoțul dacă nu, adică prostul dacă nu e și fudul, nu e prost destul. Unii dintre ei au postat pe rețele sociale poze cu mașini de lux în valoare de sute de mii de dolari. Deci furau de la gura copiilor ca să-și cumpere ei mașini de lux, că ei nu pot să meargă cu Dacia, nu că. Îți dai seama cât de cretini sunt, de scurți în bandă și duți cu pluta și cât de handicapați sunt și controlați mental. Înțelegeți? Deci mașini scumpe de sute de mii de dolari, ceasul Rolex, știți că, ce să vă mai zic, bronzatul îi trebuie Rolex, știți că obrazul subțire cu cheltuială să țină, înțelegeți? Haine și pantofi de firmă. Știți că trăim într-o lume așa de prostită și îndobitocită că oamenii, dacă nu cumpără de la străini ca să-i hrănească pe aia, nu pe ai noștri, dacă nu cumpără de la străini haine de firmă și pantofi de firmă, zic că nu sunt în rândul oamenilor. Bă, frate. Am mai primit și eu după la oameni cadouri așa, dar nu le etalez, că eu n-am nimic, am un dispreț profund pentru țoalele de firmă, pentru mașinile de lux, Rolex-uri și pantofi și îmbrăcăminte de lux de firmă, pentru că multe dintre ele sunt făcute de oameni amărâți, de copii de pe lumea a treia. Dar indivizii ăștia n-au pic de creier, n-au niciun neuron în cap, știi, sunt varză. Deci, v-am zis, și proști și fuduri, știi?
Între cele 48 de persoane arestate se află și câțiva copii minori sub 14 ani. Toți intraseră ilegal în Statele Unite, probabil cu pașapoarte false. V-am zis, ăștia sunt mană cerească pentru sistemul judiciar din România, procurori, judecători, polițiști, jandarmi, tot felul de băgători de seamă, Administrația Națională a Penitenciarilor, Ministerul de Justiție, CSM, Inspecția Judiciară, o groază de instituții trăiesc de pe urma la idioții ăștia care nu se mai satură de bani, care, deși au bani mulți, mulți dintre ei bagă câte 15-20 de ani de pușcărie în viața lor, cum au băgat și Nuțu și Sile Cămătaru. Păi, bă, frate, decât să stai 20 de ani în pușcărie, mai bine te descurci cu 300 de mii de euro și înmulțești și ești atent și trăiești chibzuiți, așa. Ăștia au milioane, ei stau la pușcărie și banii stau afară. Vă dați seama că e de o prostie monumentală, știi? V-am zis, cu ăștia să umplu pârnăile, ei sunt folosiți de sistem pentru jefuirea banului public sau sunt ținuți intenționat în ignoranță, în prostie și necunoaștere. Pentru că omul prost i-a arătat la televizor vile, mașini bengoase, cazinouri, petreceri luxoase și atâta, atâta aduce mintea să facă și el la fel ca maimuța, știți? Așa. Dacă ăștia bronzați n-ar mai fi în pușcărie, deținuții români ar fi cam în jur de 4-5 mii maxim, în care vor fi, eu știu, 10-15 cu crime și resturi cu tâlhării, furturi, escrocherii, șantaje, da, de astea mărunte, știți? Așa, mai bine îi pui pe ăștia la muncă socială, care au pedepse, care nu vorbim de cei cu crime, dar și ei l-au făcut la prostie, mai bine îi pui la muncă socială pe ăștia și statul are un folos. Deci v-am zis, ăștia toacă banii publici sau ajută sistemul să toace banii publici pentru că ei niciodată nu se satură, niciodată nu au prea mult, nu înțeleg, eu am 73 de ani, n-am pensie, n-am salariu și nu mor de foame. Și ăștia care au zeci de mii de euro pe bănci, în proprietăți, în vile, în terenuri, nu știu ce mai au ei, în mașini, ăștia, băi, disperați de bani, zici că le moare copiii mâine. Băi, n-am văzut așa ceva, vă zic, singura e soluție, trebuie să expulzați în India toți, să facă ei ce vor în India, ca e țara lor, că au jefuit țara asta, n-au adus nicio plusvaloare, nu interesează nici România, nici poporul român, ei trăiesc numai pentru ei înșiși, ei nu dau doi bani pe România. Ați văzut până și taxiurile sunt galbene, ca la Băcar, știți? De ce să nu fac taxiurile albastre? Că ei întotdeauna sunt cu ea de afară, știți? Ei sunt a cincea coloană trădătorii. Vă aștept la comentarii. Rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!